concomitent cu lansarea noii game de fidere 8K generația a doua, Okuma ne aduce și o nouă serie îmbunătățită a binecunoscutului model Custom Black. Lansetele de feeder Custom Black sunt foarte cunoscute printre pescarii din România, deoarece este o serie de lansete care are un preț excelent pentru calitatea pe care o oferă. Este o serie care include multe modele, modele ce au destinații diferite în funcție de lungime și puterea de lansare. Modelul de 3 metri care are puterea de lansare de 35 de grame, un model de 3,30 m care are puterea de lansare de 45 de grame, un model de 3,30 m din 3 bucăți care are puterea de lansare de 60 de grame, un model de 3,60 m cu puterea de lansare 120 de grame, unul tot de 3,60 m cu putere de 150 de grame, 3 modele de 3,90 m, unul de 80 de grame, unul de 120 de grame și cel mai puternic de 150 de grame și, bineînțeles, un model de 4,20 m care are puterea de lansare de 150 de grame. La noua serie Custom Black se pot observa din start 3 noi modificări sau îmbunătățiri, cum vreți să le spuneți. În primul rând este vorba despre cotorul lansetei, un cotor care a fost reconfigurat de această dată, arătând mult, mult mai bine, având și o porțiune EVA cu o suprafață plată, un cotor foarte ergonomic, foarte confortabil pentru pescar în momentul utilizării lansetei. Un alt aspect îl reprezintă culoarea blancurilor. După cum bine știți, vechile lansete aveau un finisaj de tip snake skin, un finisaj care de această dată nu mai este prezent pe noile lansete. Acum lansetele sunt în ton cu numele, ca să spun așa, și anume au un finisaj negru lucios, un finisaj care, din punctul meu de vedere, arată mult mai bine, este mult mai elegant. Ultimul aspect foarte important este acela al vârfurilor. Vârfurile noii serii de lansete Custom Black sunt niște vârfuri excelente din punctul meu de vedere, vârfuri care poartă denumirea Fisherie. Deci pe vârf este scris Fisherie și valoarea de semnalizare a vârfului. Fiecare lansetă este însoțită de 3 vârfuri de rezervă, vârfuri care au o putere de semnalizare specifică puterii de lansare a lansetei. Bineînțeles că s-au făcut modificări și la capitolul design. De această dată lansetele au o coloristică pe tentă roșie vișinie. Spun eu, un design extrem de plăcut, design care merge în ton cu lansetele 8K feeder. Deci, atât 8K feeder generația a doua, cât și Custom Black generația a doua, fiindcă putem să-i spunem generația a doua, au un design asemănător pe roșu, aspect care o să le facă foarte ușor de recunoscut ca fiind lansete produse de către Okuma.